Cop pe plită, pe grătar sau băgat la cuptor cu legume, alături de mușdei sau fier bine în oala cu borș, peștele este vedeta meselor de flori. Până să ajungă în farfurie, însă, trebuie scos din mare. În această perioadă, pescarii se trezesc înaintea soarelui și aruncă năvoadele în apa rece, iar captura nu se lasă niciodată așteptată prea mult. Pescarii de la Năvodari sunt printre ultimii pescari români de la Marea Neagră care nu pescuiesc industrial. Folosesc aceleași tehnici ca acum câteva sute de ani. Năvoadele întinse vertical pe bețe înfipte în nisip se numesc taliene și atrag peștii ca într-un labirint. O singură taliană prinde sute de kilograme într-o zi. Însă în ultimii ani, pescarii se plâng că prind din ce în ce mai puțin pește. Cam ăsta e peștele pe timpul ăsta. Deci nu ne așteptăm la cantități mari, fiindcă apa încă e rece, peștele e determinat de starea vremii și de vântul care bate. Dacă ar fi fost un vânt de sud-est, ar fi fost un vânt bun, bate vestul e traistă goală la pescari. Din Năvod, peștele proaspăt prins ajunge direct în farfurie, desigur nu înainte de a trece prin cuptor, prin oala cu borș sau pe plita încinsă. Și pe tablă, și prăjit, depinde de cât de repede ne e foame. Cel mai bun e pe tablă, acolo, la gura sobii. Trece prin făină. Până înfige pe scurbitoare. Și se fac ciorchine așa, se fac... Și pui așa și... E vantai. Statisticile arată că românii nu se numără printre mari iubitori de pește. Consumă doar 4 kg și jumătate pe an, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 25 de kg. Cei mai mari consumatori sunt locuitorii din Portugalia și Spania. Pentru că ne aflăm în postul Paștelor, astăzi de flori este deslegare la pește. De mâine însă urmează o săptămână de post mai aspru, în care creștinii își reamintesc patimile Mântuitorului.